Nu mai, gata. Hățuleț, hățic, hățos, Johnule, este 3 și suntem deja în București să lăsăm fetele, iar noi decolăm spre Constanța pentru că am făcut un mic detour, un pic ocol. Aveam drum direct de la Rădăuți către Constanța, 490 de kilometri, Johnule, dar trebuie să lăsăm fetele pentru că asta este echipa, trebuie să mulțumească și să deservească fiecare membru. Ciocănim spre Constanța, e 3 în mod normal, la aproape de 5-3 să fim acolo, hai să nu spunem prostii. E bine, am plecat la 23-30 din Rădăuți, merge treaba cum trebuie, hai la mare. Hăți, Johnule, la 4 jumate dimineața după 700 de kilometri, cine putea să spele mașina? Cine putea să-l gătească la trompi fix pe... Ce crezi? Mă dau jos din mașină, le dau băiatului pac frumos berica să spele mașina și spune: știi cu cine am petrecut de 4 zile? Zic: cu cine, Johnule? Cu mamișorul, Johnule, că eu sunt vecin cu doamna Niță și mamișorul vine de la București, să aibă grijă de casa și curtea doamnei Niță. O pupăm și pe doamna Niță, salutăm și pe Johnu. Dăm drumul la spălat și fiți atenți că la 5 un pic suntem și în pat, Johnule, venim de la Rădăuți, nu știu cum să vă explic, cu oprire la București, că altfel aveam drum direct. Cam asta e treaba, revenim după ce este curată, squeaky clean, hăți. Oh, bună de dimineții, Johnule, dormit am, cum am zis și pe story, folosesc aceeași versiune pentru că mi-a plăcut, hăți, Johnule. Narcis a ieșit din mine. Dormit am, hăți, Johnule. 2 ore fost am să mă tund, vă pup, copii. Fost am să mă bronzez, fost am azi noapte să spălăm mașina, deci totul este curat și pus la punct. Am trecut pe lângă o fântână, uite cât de dobitoc sunt. Am trecut pe lângă o fântână din aia, mi-a dat cu apă pe mine, m-am bucurat și după aia când am rămas parbriza, am dat cu ștergător, s-a dus tot spălatul meu, 3 ore m-a ținut. În fine, suntem la City Park pentru că vreau să cumpăr niște papuci pentru personaj. Am luat de acasă și șor de baie și papuci, așa cum mi s-a cerut de la serial, de la Sacrificiu, însă nu sunt mulțumit de mine, Johnule. De ce? Pentru că nu mi-am luat papucii după suflet și vreau să vin să iau niște papuci, că ceva se potrivească cu șortul pe care l-am luat. Mai vreau să mai cumpăr și o șosetă, două, că asta e când ești pe drumuri, rămâi fără, Johnule, și după aceea mergem direct către Mamaia, la Hotel Rex ne întâlnim cu echipa Sacrificiu la 15 și 15, este 1 și un sfert, deci probabil că undeva pe la 2 și ceva o să ajungem acolo, poate și ciugulim ceva până vin ei, mai mult de jumătate de oră n-ar trebui să stăm în mall. Revenim, Johnule, auleu, când am cumpărat ceva, ce s-a întâmplat aici? Auzi, băi, de când am mai fost în Constanța, au luat sensul giratoriu, în fine, revenim din mall, hăță! Johnule, am venit să-mi iau papuci pentru shortul cu care filmez și când am probat papucul am descoperit că s-a dezlănțuit vulturul din mine iarăși, am niște ghiare de măcar pe vârful de munte cu ele. Dar am găsit un papucus frumosus pentru că am shortul la negru, Johnul Versacul, și nu aveam papuși negri, bă, băiatul. Nu știu ce a fost în capul meu, ce mi-ai fi luat eu. N-am nici șosete, uitați-vă la mine, parcă sunt fiul nimănui. Trebuie să mergem să luăm și niște șosete. Asta e papucul, ceva frumos, interesant, drăguț. Ne-a adus doamna cutia deja. Luăm papucul și plecăm să luăm șoseta și la masă, că mi-e foame, nu mai pot de foame. Ia vezi, tată, stai așa să nu dăm secretul național cu cardul la tembelizor, cum am mai făcut-o. Ia vezi, tată, cele mai frumoase șosete. Deci, bă, aveți problema cu șosetele astea care sunt imediat deasupra călcâiului, că fug de pe călcâi, bă, băiatule, când ți-e lumea mai dragă și calci pe ele în Adidas. Adidas a venit cu o dumă foarte interesantă. Vedeți cum au făcut aici creață, Ia când vine pe călcâi, vezi, se umflă frumos. Hap, și nu mai pleacă de acolo, băiatul meu, 40-42. O bucată negru, o bucată alb. Mulțumim, Adidas, hai la masă. Bă, băiatule, deci când vin și mănânc la Caelia, parcă trăiesc un vis. Mai adu-mi un usturoi de ăsta, că n-o să mi ajungă, Johnule. Plouă cu bale în gura mea și de-aia am dat să vorbesc și s-a întâmplat în necarea. Deci fiți atenți, mă, usturoiul ăsta călit sau cum o fi el făcut, este divin, iar tricotul ăsta, cum îl gătesc ei, cum lor maceran, ce sosuri îl fac că-mi plouă în gură, ia niște brânzică rasă aici pe asta, pac, trebuie să-i punem niște... Johnu, și ce vreau, te rog, niște aceto balsamic, de aceto balsamic, Johnu, le punem și niște piper, deci nu mai pot, mă, mi-au o foame. Vă dați seama cum o să dorm la noapte dacă eu am dormit acum 2 ore? Că n-am putut, eu nu pot să dorm pe zi, nu am fost făcut să dorm pe zi, Johnu, aveam beznă totală în cameră, n-am ce să reproces camerei de hotel. Însă, bă, parcă am simțit, mă, când s-a făcut 10 și ceva, direct m-am trezit, factură de beton, că știți că suntem cu turnat betonul continuu acum la gard, pac, plătește factura că n-ajunge cifa la șantier, că Johnule, pac, după ce am plătit cifa, normal că a fugit tot somnul, dă-i cu tunz, dă-i cu alea. În orice caz, păpăm bine și frumos, aoleu, a venit ăsta balsamicuțul ăsta, păpăm bine și frumos la Caelia, tătuțule, vituță și toți băieții, după care mergem direct să ne schimbăm, sunt foarte încântat, v-am zis sau nu v-am zis, nu cred, nu v-am zis, vorbeam la telefon. Sunt foarte încântat că vom filma secvențele din Sacrificiul, Johnule, fix în... Mamă, câte vești șmechere am să vă dau, acum mă vin toate. Fix în blocul ăsta de aici, de la Caelia, de lângă Hotel Rex, care este un bloc unul de cele mai de lux blocuri din Mamaia. Abia aștept să văd cum arată apartamentele, este 500.000 de euro cel mai ieftin apartament, deci vă imaginați că nu vorbim de niște apartamente așa și așa. Hăți, Johnule, nu vă zic foarte multe, vă dau doar un sneak peek. Vă dau un mic sneak peek și vă spun că exact în momentul ăsta în care terminați de încheiat...
puteți încheia. Că exact în momentul ăsta în care terminați de văzut vlogul, ba nici măcar nu trebuie să-l terminați neapărat, puteți să intrați pe www.dorianpopa.ro, Johnule, pentru că țineți-vă bine. Vă arăt doar unul dintre itemurile ce au fost urcate pe site. Să-mi spuneți voi cum vi se par. www.dorianpopa.ro, vă bag la masă, revenim. Vezi, Johnule, ne ferim de nuditate cu camera să nu ne atace YouTube-ul, să ne dea strike-ul bang peste față. Ce bine e la mare, frate. Am făcut tot posibilul să prind o baie înainte de filmare, că nu știu ce se întâmplă de aici încolo. Făceau pus ăștia șcheaba pe tine la filmare. Nu mai ai viață, Johnule. Dar mai am 20 de minute pe ceas până când trebuie să ajung. Tot unde filmăm. Dacă nici sacrificiul nu mai are buget. A, păi să mă ierte Dumnezeu, bă, băiatule, numai așa pot să pășesc și eu în blocul ăsta de la Caelia, filmând, că altfel greu. Salutare. Am făcut o baie, urmează să facem o poză pe aceste scaune superbe, după care revenim de la filmare, cred. Johnule, este momentul să luați totul pe masă și să facem update-ul update-urilor. Deci suntem în blocul respectiv, în apartamentul respectiv, care este făcut din 3 apartamente. Uitați-vă numai cum se vede încolo. Numai, gata, atât. Fantastic oricum. Wow. Aoleo, tată, ăsta e balconul King of the World, gen. Doamne, cât de frumos este în acest apartament. Păi, Johnule, ia uite și panii noștri, echipa de filmare, pe plăjică. Ia uite Caelia, frumos, ia uite tot litoralul din Mamaia. Bă, superb aici, bă, băiatule, bă. Bă, într-o bună zi, țineți minte, munciți și faceți tot posibilul pentru a vă îndeplini visurile, Johnule. Mi-am promis că într-o zi o să am și eu un apartament în Mamaia. Nu știu dacă îmi doresc să fie pe partea asta cu apa, poate doar aici unde e mai liniște. Îmi place mai mult pe partea cu lacul, bine, tot apă și aia. Dar, wow, senzațional. Mergem să mai dăm o apă repede pe mașină, pentru că am filmat cu ea în serial și mi-au băgat ăștia nisip. Când am văzut că o bagă nisip, zic, Doamne, la 4:30 dimineața eu o spălam. Mai mergem să o spălăm o dată să fie fresh, după care ne întoarcem, mai sunt 3 secvențe de seară. Am avut niște secvențe interesante astăzi, le-am și filmat. Și cam asta este treaba, ne dezlipim un pic de acest super apartament, dar ne întoarcem în apartamentul etran. Pa! O bună, bună, Georgiana! Da, tată, haideți la spălătorii zie! După alte! Cât este ceasul? 11 noaptea și am început la... Hai, nu pune aranjamentul meu, pune doar munca propriu-zisă. La 2 eram pe platou, până la 11 noaptea sunt alte 14, 23, 9 ore de muncă, Johnule. După alte 9 ore de muncă, după acest weekend extrem de turbo, am încheiat și cu filmările. Mai sunt mâine două secvențe, dar mâine e lejer. Ne-am distrat, ne-am hăhăit astăzi ceva fenomenal, cel puțin la ultimele secvențe. Acum știți când ajungi în starea aia de oboseală, de... ești atât de obosit încât parcă te plictisește orice și faci numai glume de alea stupide de copii. Știi când iese copilul din tine de la oboseală? Băi, am râs de ne-am distrat și Chris și Vlad, Doamne, numai glume proaste. Numai de la band, numai ne aminteam când eram noi prin hoteluri și ne urmărea doamna Roxandra și ne asculta la uși să vadă dacă dormim și intra în cameră, intra toată peste mine doamna Roxandra în cameră și acum noi ne prefăceam că dormim, da? Și eu cu bubu ne-am băgat în pat pe fugă pentru că eram pe holuri plecați și când ne-am băgat în pat am dat să ne învelim repede și ne-am învelit cu cuvertura. Și intră Roxandra în cameră și zice: măi, tâmpiților, de dormiți mă că sunteți înveliți cu cuvertura și ne pun, că noi n-am apucat să intrăm și sub plap, mă. În fine, room tour super drăguț, scurt și sexy la Lake Boutique aici, cameră superbă. WC-uțul, căcănețul separat de partea cu dușul, Johnule, am prezentat asta și pe Instagram. Ba mai mult, dușul comunică și el după cum vedeți. Cu baia, du-te în partea cealaltă, hâți, Johnule. Aici mi-am pus și eu o lamă de ras, un ulei de corpușor. Hâți, Johnule. Aici frumos, pac, a târnat băieții jos la spălat adidășei, am pus și pe balcon la uscat. Aceasta este camera. Băi, nu e o cameră extraordinar de mare, bă, de atât de cozy și view-ul ăsta nebun pe care la ora asta nu îl puteți savura, însă îl puteți distinge așa ca idee. Uitați numai cum se văd luminile orașului, da? E, ce vedeți voi aici este lacul, ăsta tot e lacul, este superb. Cam asta este treaba, Johnule, camera mea superbă. Ia uite cine-i curat. Ia uite cine-i curat și a spălat adidas și a pus la uscat. Ia uite că au fost la concerte și s-au murdărit. Hăți, Johnule, hăți, hățesc, hățos, hățicos, hățulos. Mâine, ce credeți? La 7:30 trebuie să fiu pe platou. Dar norocul meu este că noi stăm la butoaie la Lake Boutique aici, iar platourile sunt la Hotel Rex, la Caelia, adică fix 2 minute de mers. Mă trezesc bâșbâind, mă duc, mănânc ceva la Caelia, filmez prima secvență, după care mă așez la plajă până când urmează cea de-a doua secvență și cam asta este ziua de filmare de mâine, Johnule. Am terminat și astăzi. Mă duc să mă fac cu doi prieteni, cu Saic și cu Aci, pe care nu am mai văzut de ani de zile. M-am întâlnit cu Saic astăzi și i-am zis: "Băi, sunt 10 ani mă de când n-am mai văzut." Cam așa. După care
la somn, Johnule, pentru că mâine e trezire rapidă, dar gata. Depoi mâine, relax, viață normală, cu culcat la 12 noaptea, cu trezit la 8-9, ca tot omul normal. Am terminat un, de fapt nu un, e al doilea weekend super șmecher de la Sfânta Marie încoa, o ținem numai în Paranghelii, Johnule. Pupăm toate orașele în care ne-am distrat superb. Pupăm și Constanța și vă reamintim până una alta să nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să aprindeți coțopelul, pentru că de data asta este mai concret ca niciodată. Suntem aici în fiecare dimineață de la ora 8 AM, Johnule, cu clopoței, clopoței să sune, să facă gălăgie așa cum face și fratele vostru. Și nu uitați să dați de asemenea și follow pe Instagram Corile Veu, sunt Dorian. Follow pe Spotify Dorian Popa, like pe Obostul Domn Facebook și ochii pe www.dorianpopa.ro, Johnule, pentru că este oficial, s-au lansat rechizitele, așa că intră acum și comandă-ți chiar acum ghiozdanele hâți, caietele hâți, riglele hâți, pixurile hâți, Johnule, www.dorianpopa.ro. Să aveți o zi, o cafeluță și un an școlar mirobolante. Când vă gazela antilopa, pozăm să avem ce developa. Și uite așa ne trece noaptea. Și patul face scârți, ce-am eu nu vezi la altcineva. Dar să nu mă spui lui mama, mai bine auzi ce-ți cântă popa.